astăzi, v-ați făcut timp liber să fiți alături de noi la acest moment important pentru organizația Pro România din județul Neamț. Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte al candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț, cu dorința și cu credința că cetățenii din județul Neamț își doresc o schimbare, își doresc un alt fel și un alt mod de abordare pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea județului și o alt fel de abordare în tot ceea ce înseamnă administrația publică locală, județeană, o administrație care să fie abordată cu maximă seriozitate și cu transparență și eficiență pentru dezvoltarea județului. Pentru mine este o onoare să fiu candidatul Pro-România la această funcție importantă pentru județul Neamț și pentru mine, dar această onoare mă și responsabilizează. Dar pentru că am alături de mine această minunată echipă a Pro-România, alături de mine pe dr. Oliviu Harbuz, președintele organizației Pro-România din județul Neamț și candidatul la funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Asta mă întărește, asta îmi dă credința că eu voi avea o susținere din partea organizației și, nu în ultimul rând, pe acești minunați oameni candidați la Consiliul pentru funcția de consilier județean la Consiliul Județean Neamț, oameni tineri, oameni frumoși, oameni valoroși, oameni cu expertiză profesională extrem de bogată în spate, oameni cu care voi face echipă, astfel încât Consiliul Județean Neamț va fi ocupat de noi, echipa Pro-România. Voi fi un președinte a tuturor nemțenilor, un președinte care va ști să gestioneze bugetul județului, un președinte care va lupta pentru interesele cetățenilor, un președinte care nu va diviza județul pe culori politice, un președinte care nu în ultimul rând va munci cu determinare, cu profesionalism, cu cinste și onoare pentru ca județul Neamț să aibă o altă față. Nu va fi ușor pentru că plec din start cu șansa a doua, dar nimic nu este imposibil. Este o dorință a electoratului secolului 21 și anume aceea de a nu mai fi în funcții publice penale. Este o dorință extrem de ușor de realizat și de îndeplinit electoratului nostru. Iată că eu sunt un candidat onest, un candidat care de-a lungul timpului am ocupat funcții în administrația publică locală, am făcut cinste și nu am fost tentată sub nicio formă să profit de faptul că ocup o funcție publică și trebuie să îmi însușesc lucruri. De aceea, candidatura mea este una onorantă și asigur pe toți cetățenii din județul Neamț că nu-i voi dezamăgi, că alături de echipa mea voi fi un președinte al Consiliului Județean care voi reprezenta interesele cetățenilor. Venim în fața electoratului și în fața nemțenilor cu un program de guvernare foarte bine structurat pe capitole importante, un program care să vină în sprijinul și ajutorul nemțenilor, un program care să aducă cetățenii acasă, nu să plece din țară. De aceea vom pune accent pe sănătate, pe cultură, pe învățământ, pe infrastructură, pe domenii importante în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului. Am încredere în Dumnezeu că îmi va ajuta să ne ducem, să-mi duc la îndeplinirea acest obiectiv și alături de echipa Pro-România să demonstrăm că facem o campanie curată, bazată pe proiecte, pe obiective și nu pe atacuri la persoană sau alt fel de modele de campanie. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc tuturor colegilor, îți mulțumesc, Liviu, pentru încrederea pe care ai avut-o de a-mi acorda mie această șansă. Te asigur că voi fi un președinte
care nu te va dezamăgi. Mulțumesc foarte mult! În primul rând ar trebui să nu-i dezamăgești pe nemțeni și sunt convins că nu. Spunea Emilia că pleacă cu a doua șansă, nu e greșit. Pleacă cu prima șansă. Și am să vă spun de ce Emilia Arcani. Este unul dintre puține politicieni din Neamț care a înțeles foarte bine fenomenul social. Care a umblat printre oameni, a vorbit cu oamenii, de fapt activitatea ei politică s-a desfășurat de-a lungul anilor în teren. Și nu neapărat într-un birou din care să dea dispoziții. Deci Emilia Arcani, pentru onestitate, pentru etică, pentru faptul că este, cred că, unul din puținii candidați care nu este condamnat cu suspendare, nu este cercetată, judecată pentru fapte penale, nu are firme care să controleze zona de energie sau zona de gaz. Deci Emilia este un cetățean în mijlocul cetățenilor, un senator care de-a lungul anilor a demonstrat că în permanență se gândește la cei care locuiesc în județul Neamț, la nemțeni, merită să fie președinte al Consiliului Județean și mai ales în condițiile în care are o echipă foarte puternică, așa cum puteți vedea, o echipă care cu siguranță va câștiga Consiliul Județean.